am o canapea plină de produse goale. Nu mai recipiente de la produse pe care le-am terminat în ultimele luni, nici nu mai știu de când n-am mai filmat un entiz, chiar mai știu, dar cred că este destul de mult timp. Nici nu știu de unde să încep și unde să termin, pentru că nici nu vreau să mă lungesc prea mult în clipul ăsta. Abia mi-am făcut un locușor aici pe mijlocul canapelei ca să pot să stau și cred că cel mai bine este să le iau pe calupuri. Adică produse pentru păr, machiaje, loțiuni de corp, bla 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 și așa mai departe. Pentru că, zic eu, așa o să trec mult mai repede prin ele. O să încep prima oară cu deodorantele, pentru că sunt extraordinar de multe și se lovesc aici lângă mine pe canapea și vreau să scap de sunetul ăsta pe care îl fac. Cam astea sunt deodorantele, ăsta este brațul de deodorante. Avem aici așa, de la Garnier. Avem un mineral magnezium ultra dry. Ăsta a fost un rolon. Nu mi-a plăcut. Rolonul nu mi-a plăcut. În schimb, am avut și deodorantul, spray. Ăsta mi-a plăcut. L-am testat chiar și la sală și a făcut o treabă foarte bună. Iar acum o să urmeze calupul de deodorante Dove, care știți că sunt preferatele mele. Și avem așa, pe ăsta îl găsiți la DM. Mă refer la asortiment. Și este cu cacao și floare de hibiscus. Băi, miroase extraordinar de bine și persistă, mama mia. Un alt sortiment pe care îl găsiți tot la DM este ăsta cu acai berry și water lily. La fel, miroase foarte bine. Mai departe, avem aici cel mare la 200 de mililitri, că avem și butelcuțe acum de deodorant, cel original, îl mai am o dată la fel, tot mare, sortimentul original. Este unul dintre sortimentele mele preferate, câteodată mi se face dor de el și revin. Avem aici unul cu castravete, varianta cu 0% săruri minerale de aluminiu și cu zinc protection, bla bla bla. Variantele astea cu 0% aluminiu, sări de aluminiu, pe mine, sincer, nu prea mă dau pe spate, nu știu de ce. În schimb, îl am aici în varianta normală, Go Fresh, cu castravete și cred că îl mai am încă o dată, da, deja l-am avut de 3 ori. Îmi place foarte mult sortimentul. Ăsta, normal, așa, face ce trebuie. Mai am aici unul care iar la fel îmi place foarte mult și chiar zilele trecute l-am cumpărat când am fost la cumpărături, cel cu rodie. La fel, miroase bine, persistă bine, nu puți după el. Și mai am aici unul de la Rexona, din gama Stay Fresh. A fost ok, chiar a fost ok. Și ăștia de la Rexona au început să scoată niște deodorante destul de bune. Înainte nu prea mă înțelegeam cu ele, dar acum am vreo 2-3 sortimente care îmi plac foarte mult. Vreau să vă arăt acest deodorant de la Chanson d'Eau. Mie îmi place extraordinar de mult sortimentul ăsta. Îl folosesc de când a apărut, deci sunt ani de zile de când îl recumpăr de fiecare dată, pentru că miroase, Doamne, incredibil de bine și bineînțeles că mi-aduce aminte de adolescență, pentru că în liceu foloseam foarte mult ăsta și Biu, cel galben. Și mai am aici un deo pentru picioare, ăsta de la Șol, mi-a plăcut foarte mult, lasă piciorul uscat și diminuează mirosul, mai ales și din încălțăminte. Eu de multe ori nu-l dădeam pe picior, îl dădeam în încălțăminte și, nu știu, lasă un miros așa, de fresh. Un alt spray de corp este acesta de la Bubble Tea. Mi-a plăcut foarte mult. A fost o ediție de vară. O să vedeți că am produse de skincare aici și de anul trecut și așa. Este un sortiment dulceac fresh. Persistă foarte bine mirosul și are și acest recipient mititel pe care puteți să-l refolosiți după. Eu o să-l păstrez pentru că nu știu niciodată când ai nevoie de un recipient. Și acum, dacă tot suntem pe partea asta de spray-ul pentru corp, o să trecem la parfumurile pe care le-am terminat în perioada asta. Am aici un Biu. Ăsta, la fel, a fost tot un sortiment de vară, Hidden Paradise. A mirosit foarte bine. Parfumurile de la Biu, fie că sunt deo, fie că sunt așa, la sticlă, miros extraordinar de bine. Mie îmi plac foarte mult. Un alt parfum despre care v-am vorbit eu într-unul din clipurile cu parfumuri preferate pentru sezonul cald este Pure Poison de la Dior.
acesta așa în sticluță. Ăsta este un pic floral, miroase bine și persistă la fel de bine. O să vă las un link în descriere dacă vreți să auziți mai multe despre el, dar este un parfum care face o treabă absolut excelentă. Am aici la fel un preferat pe care l-am terminat. Ăsta este Escada Magnetism. Este un parfum minunat. Îmi pare rău că l-am terminat și am zis că o să-l recumpăr, dar mai aștept să mai termin din ce mai am acasă. Un altul care mi-a plăcut foarte mult, ăsta nu știu dacă se mai găsește, chiar nu știu, este magnific, miroase, doamne, bombonele. Este un parfum care mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Dacă îl găsiți, luați-l cu încredere pentru că persistă până când intrați la duș. Un altul de vară care îmi place extraordinar de mult și pe care vi l-am și recomandat este Cool Water de la Davidoff. La fel, un parfum extraordinar și eu îl consider un clasic pentru că nu este un parfum nou. Și mai am aici unul care ăsta este un parfum arabesc. Eu l-am primit cadou. Nu știu să vă spun de unde să-l cumpărați. Tot ce pot să vă spun despre el este că dacă îl vedeți undeva pe un shop de parfumuri arabești, cumpărați-l pentru că are o persistență de te dă pe spate. Te dai cu el azi și îți miros hainele și, nu știu, părul, corpul, îți miroase și după ce te speli. Are o rezistență incredibil de mare. Este un parfum pentru sezonul rece, în schimb, pentru toamnă, iarnă. Am aici și niște produse de make-up pe care le-am terminat și vreau să vi le arăt. Primul dintre ele este acest primer de la Boys & Berries. Este cel matifiant. Mi-a plăcut foarte mult. Este un primer care face o treabă excelentă. Minimizează aspectul porilor. Fondul de ten rezistă foarte bine când îl folosiți. Să știți că conține silicon în compoziție, așadar nu-l recomand pentru uzul zilnic. Doar atunci când aveți nevoie, o zi mai lungă, mai grea. Am aici și spray-ul fixator de la NYX, cel Dewy Finish. Spray-urile astea fixatoare de la NYX sunt extraordinare, atât ăsta cât și cel mat. Fac o treabă foarte bună, machiajul rezistă super bine și în momentul când îl pulverizez, parcă se așează tot machiajul așa pe față. Un alt produs de la Boys & Berries care îmi place este concealerul lor, Light to Me. Eu aici am terminat nuanța 4 Natural. Foarte bune aceste concealere, v-am mai vorbit eu despre ele, acoperire foarte bună, nu se strâng, merge foarte bine și pe un ten matur. Un alt produs de la NYX a fost acest iluminator lichid. Ăsta am avut o relație de love and hate cu el, câteodată îmi plăcea, câteodată nu îmi plăcea, nu știu ce se întâmpla cu el, pentru că am avut momente când îl foloseam și se așeza totul foarte, foarte bine pe ten. În schimb, câteodată aveam momente când îl puneam, bă, și nu se întindea. Nu știu. E așa, nu pot să spun că m-a dat pe spate. Am folosit alte iluminatoare lichide mult mai bune decât ăla. Aici un rimel de la Benefit Roller Lash. Ăsta este preferatul meu de la Benefit, cel mai bun rimel de la ei, părerea mea. Are o periuță care ajută, cam așa e periuța lui, este un pic curbată și este un rimel bun atât pentru genele rare și scurte, cât și pentru genele lungi și dese. Mega bestial și ce îmi place la el este că nu cade de pe gene pe parcursul zilei. Un alt produs de la Benefit care îmi place foarte mult pentru sprâncene este creionul Precisely My Brow. Eu l-am avut în nuanța 3, foarte bun, vreau să mă duc să mi-l iau din nou. Este acel creion cu mină subțire, nu prea mai am eu ce să vă arăt aici, dar vă dă posibilitatea să creați acele fire false. Singurul inconvenient pe care l-am avut cu acest creion este că mina a fost foarte proastă. Nu știu de ce, dar de fiecare dată când conturam, îi se rupea mina. Și cred că de asta l-am și terminat mai repede decât ar fi trebuit. Dar o să vedem pe parcurs când o să mai iau altul. Aici am un mini rimel de la Givenchy. Ăsta a avut o periuță mai babană așa. Rimelul ăsta, în cazul în care vi-l luați și varianta mare arată tot la fel, acest ambalaj super frumos. Ideea cu el este, rimelul este foarte bun, însă prima oară când îl deschizi este foarte mult produs
în el și de asemenea și periuța iese îmbibată la fel cu un kil de produs. Ca să puteți să scoateți ce este mai bun din el, sfatul meu este să-l lăsați un pic să se usuce sau la primele utilizări să îndepărtați de fiecare dată excesul ăla foarte mult de pe periuță. Și mai am aici și punguța asta de la bureței individuali de la Boysenberry, sunt aceia triunghiulari, mie îmi plac foarte mult, îi folosesc la joburi, am 3 sau 4 pungi rezervă deja, pentru că mă bazez de fiecare dată pe ei, o punguță asta are 24 de bucăți, prețul este foarte avantajos, puteți să-i folosiți atât umeziți cât și neumeziți, fac o treabă extraordinară, sunt hipoalergenici și merg pe toate tipurile de ten. Mergem mai departe cu câteva produse pentru păr. Am aici un șampon și un balsam de la Garnier. Vreau să vi le arăt amândouă așa. Da, șamponul și balsamul. Asta a fost o gamă pe care i-au lansat-o anul trecut, sunt mai multe sortimente, însă eu am avut-o pe cea cu aloe vera pentru hidratare. Ce vreau să vă spun despre aceste produse este că șamponul mi-a plăcut foarte mult, nu încurcă părul la spălare, îl curăță foarte bine și de asemenea, după ce vă spălați cu el, se simte că părul rămâne învelit într-o peliculă de protecție, o peliculă hidratantă. Balsamul îl recomand doar vara. Mi s-a părut că în momentul când l-am folosit pe timpul iernii sau când a început să se răcească afară, nu a mai avut puterea să hidrateze părul atât de bine. Așadar, eu în locul balsamului v-aș recomanda masca, tot din acel asortiment. Eu o am, nu am terminat-o încă și masca mi-a plăcut, bine, îmi place în prezent mai mult decât balsamul. Mai am aici de la Head & Shoulders un... zic ei aici, micelar cleanser, este un produs de curățare micelară care ei recomandă să îl folosești înainte să dai cu șampon. Nu prea am așa mare lucru ce să vă spun despre el, decât că nu conține silicon și a fost așa ca să fie. Nu pot să spun că faci ceva extraordinar, nu, a fost ca să fie acolo. Bineînțeles, șamponul meu uscat preferat de la Batista, aici avem sortimentul Rose Gold. Nu mai are nevoie să vă spun că este șamponul meu uscat preferat. Și vreau să vă mai arăt această mască colorantă de la Vela. Eu am folosit-o anul trecut când am fost portocalie. Anul ăsta o să mă fac la fel. Și avem aici nuanța Cooper Glow. Este o mască pe care o pui pentru intensificarea culorii pe care tu o ai deja. Băi, se vede foarte bine. E o mască extraordinară, are mai multe nuanțe. Este foarte greu cu stocul. Pe mai toate site-urile, dacă o căutați, problema cu stocul foarte, foarte mare. Pentru că face o treabă foarte bună. Mergem mai departe cu gelurile de duș, pentru că și ele sunt multe și vreau să scap repede de ele. Îl avem aici pe cel de la Nivea, Blossom Up. Este un gel de duș cu aromă de calise și ceva bujor. A fost ediție limitată, nu știu dacă îl mai găsiți, însă ce vreau să vă spun despre el este că a mirosit extraordinar de bine, face multă spumă când îl folosești și nu trebuie să pui foarte mult pe puf, pentru că face o spumă foarte densă și hidratează foarte bine pielea. Rămâne mirosul pe piele. Aici am o spumă de baie, asta, și aici am avut uleiul de duș. Sortimentul a fost cu struguri roșii. Ce vreau eu să vă spun despre aceste produse este că spuma de baie, spumă mai răruț, că e mai drăguț, nu prea a făcut spumă mai deloc, nu știu de ce. Iar uleiul de duș, să știți că la fel nici el nu face spumă, eu l-am folosit mai mult în palme și pur și simplu l-am masat pe piele. Dacă vă așteptați de la el să facă spumă, să știți că nu o să facă spumă. În schimb, miroase foarte bine. Un alt gel de duș care mi-a plăcut foarte mult, mai ales sortimentul, este acesta de la Sabon. Eu am avut aici Ginger Orange. Băi, deci pentru perioada aia noiembrie-ianuarie din an, mai ales, hai să zic, mai ales luna decembrie, băi, deci gelul ăsta de duș este fix ce trebuie.
Mai am unul acum pe care îl termin, am uitat să-l iau cu mine să vi-l arăt, dar vă zic acum de el. Sunt pe punctul de a termina și sortimentul cu Kiwi. Gelurile lor de duș îmi plac foarte mult, fac spumă, miros extraordinar de bine, mirosul persistă și pe piele după ce te-ai spălat. Am aici și o sare de baie de la Bubble Tea, de unde am avut și spray-ul anterior de corp, Fizzy Bath Powder. La fel, același sortiment cu fructe Summer Fruits Tea. Și ce mi-a plăcut la asta este că în momentul când o pui așa în apă, face și un sunet așa foarte, foarte discret. Da, miroase bine, colorează apa, o face roz, treburi de-astea. Aici am un scrub de la Mr. Scrubber. Dacă știe cineva ce se întâmplă cu Mr. Scrubber, aș dori să știu și eu dacă îi mai găsim pe undeva pe la noi. Pentru că site-ul lor nu prea mai există, nu știu ce s-a întâmplat. Am avut și eu scrub-ul ăsta, sortimentul Tiffany's Breakfast. Mi-a plăcut. Este un pic, a fost, de fapt că nu mai e, un pic cam abraziv decât alte exfoliante de corp pe care le-am tot folosit. Mirosul, să știți că sortimentul ăsta este cu migdale. Este un pic greu când este folosit, chiar și gelul de duș și loțiunea de corp, are un pic mirosul așa greu. În rest, numai de bine despre el. Și mai am aici și un gel intim de la Nivea, face treabă foarte bună, are grijă de treaba intimă acolo, o păstrează fresh și ține zona foarte delicată. Pentru igiena orală am niște paste de dinți pe care vreau să vi le arăt. O am pasta de la Blendamed cu cărbune, mișto. Chiar mișto, vă recomand să o încercați. Mai am aici un Colgate Max White. Asta a fost cu Sparkle Diamonds. A avut niște particule tăiate în formă de diamant, spun ei. Foarte mișto, mi-a plăcut. Face treabă foarte bună și curăță. Simți într-adevăr cum îți curăță dantura. Așa. Și mai am aici o altă pastă de dinți. A fost tot cu cărbune, dar nu mai știu de la ce brand a fost. Ia uite, bă, m-am și tăiat într-un ambalaj ăsta aici la mână. Aur, nu știam ce mă doare. Cred că se numește Fora Flor Men sau nu știu. În fine, a fost bună și pasta am avut-o de la farmacia la preț mic. Acolo o găsiți. Dacă o folosiți un timp îndelungat, să știți că se vede o albire a dinților. Și aici placa de gură pe care o folosesc constant și o recumpăr de fiecare dată, bine, asta și aia de la Colgate, pentru că nu au alcool și nu lasă senzația de arsură atunci când o folosiți. Haideți să vă arăt și loțiunile de corp pe care le-am terminat. Avem aici loțiunea de corp de la Mr. Scrubber, din aceeași gamă cu scrub-ul, da, Tiffany's Breakfast. Asta a fost cu unt de shea și un ulei care se numește Babasu. Spun aici ei că este un jelly cream, nu este un jelly cream, nu are textură de gel, are textură fix de cremă. Ce nu prea m-a încântat pe mine la ea e că mi s-a părut că n-a făcut mai nimic, sincer să vă spun. În schimb, am aici crema de corp de la Alien, care la fel a avut un miros absolut extraordinar. Alien este unul dintre parfumurile mele preferate. Crema asta de corp, să știți că are sclipici în ea și se vede foarte bine în momentul când o aplicați. Mirosul 1 la 1 cu parfumul, însă mie mi se par că aceste creme de corp care vin de la parfumuri de renume, indiferent de parfum, doar miros foarte bine și accentuează durata parfumului. Mi se par că nu hidratează mai deloc, umila mea părere. Aici am avut o alta de corp de la Victoria's Secret, A Pure Seduction. Mi-a plăcut la ea foarte mult că a avut o textură un pic mai apoasă, mai ușoară față de astea. Băi, și intra super repede în piele. Iar când e vară și nu prea îți vine să te dai cu cremă că rămân așa slinoase și nu intră și așa, asta este una din acele creme care nu rămâne absolut deloc pe corp și intră foarte repede. Am aici și o loțiune după plajă, este cea de la Bioderma, Photoderm. Foarte bună asta, dacă vă duceți la mare, pe lângă SPF-ul pe care trebuie să-l aveți neapărat cu voi, să vă luați această cremă după plajă. Este absolut minunată. Dacă te-ai pus la plajă și te-ai ars un pic soarele sau ai stat prea mult și simți că te ține, te dai cu asta și până următoarea zi nu mai e nimic, calmează
pielea, intră foarte repede în piele, nu trebuie să dați cantități industriale și face o treabă extraordinară, este potrivită și pentru pielea sensibilă și de asemenea să știți că ajută cu prelungirea bronzului. Da, e o treabă. O altă cremă de corp care mie îmi place extraordinar de mult, bine, de altfel este și sortimentul meu preferat de la acest brand, este asta de la Rituals, Ritual of Ayurveda. Deci ăsta, sortimentul ăsta, este preferatul meu, indiferent că e cremă de corp, gel de duș, spray, whatever, îmi place mult, mult. Doamne, a avut un miros, băi, și hidratează pielea, wow, o lasă atât de catifelată, foarte, foarte bună. Oricum, cred că toate produsele de la Rituals sunt mișto. Tot ce am încercat până acum mi-a plăcut, dar sortimentul ăsta rămâne preferatul meu. Foarte multe ambalaje de la cotonete, de la diverse dischete. Am aici cotonetele astea mari pe care eu le recumpăr de fiecare dată de la Bevola. Bevola însă din acelea rotunde. Mai am aici unele de la Ebelin, tot pe rotund. Altele pe rotund de la Ebelin, altele Bevola de-astea mari și unele de la Nivea. Astea de la Bevola, să știți că sunt preferatele mele. Îmi plac foarte mult pentru că discheta este făcută foarte bine și nu lasă particule din acelea de bumbac în momentul când este folosită. Mi s-a întâmplat chestia asta la astea de la Nivea și mai sunt unele pe care le-am folosit odată și mi-au plăcut și nu le-am mai cumpărat. Însă fac treabă bună și sunt foarte ieftine, le găsiți la Kaufland, nu dați nicio cârcă de bani pe ele. Și aici mai am niște sortimente de la măscuțe din acelea tip prosopel, care vă spuneam eu că îmi plac foarte mult. Avem așa, una de la Sephora cu ananas. Mi-a plăcut că în momentul când o folosiți pe asta, să știți că revigorează foarte bine tenul. Vă simțiți fața foarte revigorată, foarte proaspătă după ce o folosiți. Recomand de asemenea să le țineți la frigider. Deci în momentul când le puneți pe față reci, doamne, este o senzație așa de relaxare, mama mia. Aici am una coreană, este luată de la farmacia Tei. Cred că firma este Hada Labo Tokyo. A fost cu flori de cireș și cu acid hialuronic și a fost fără miros, foarte mișto. Și mai am aici niște măști de la Garnier. Vreau să vi le recomand pe astea în ambalajul acesta micuț. Eu am avut aici una cu vitamina C și una cu niacinamide. Asta cu niacinamide este pentru purificare și ce mai zicem aici? Purificare și, în fine, restoring the skin. Și asta cu vitamina C este pentru semnele de oboseală. Băi, asta cu vitamina C este super. În momentul când o pui, o lași. Plus că sunt atât de intense, încât asta este gama a lor care face, spun ei că face treabă în 5 minute. Eu am lăsat-o mai mult de 5 minute, am lăsat-o vreo 10, că am spus că n-are ce să facă rău. Iar după ce am dat-o jos, tot lichidul care vă rămâne pe față, îl masați până intră complet în piele. Însă, asta cu vitamina C, minunată. Asta cu niacinamide, mie mi s-a părut că mi-a oferit un plus de hidratare. Însă asta cu vitamina C, ce vorbești, bă, băiatule? În momentul când am dat-o jos de pe față, aveam pielea foarte întinsă și foarte relaxată. Nu știu ce a făcut, dar a făcut bine. Și acum o să trecem la produsele de skincare. Am să vă arăt niște dischete îmbibate cu produs deja de la Balea. Eu vi le-am mai arătat pe Instagram, v-am mai vorbit despre ele, le-am descoperit când am avut un job anul trecut, am avut nevoie de așa ceva și căutam și iete că am dat de ele. Sunt aceste produse de la Balea, sortimentul 1, care conține ulei și demachează foarte bine dacă aveți machiaj waterproof, însă aveți grijă să nu vă intre în ochi pentru că o să vi se încețoșeze puțin privirea până când se duce uleiul din ochi, iar aici avem sortimentul cu apă micelară. Între ele, în funcție de machiaj, trebuie să alegeți în consecință. Dacă aveți un machiaj mai heavy, uite cum am și eu acum,
primele dischete pe care le folosiți trebuie să fie acestea și apoi ca să luați uleiul care rămâne în urma acestor dischete, puteți să veniți cu astea. Sau dacă nu ați purtat machia sau aveți doar un fond de ten și așa mai departe, atunci decât astea sunt ok. Primul gel de curățare despre care vreau să vă vorbesc este acesta de la Innisfree. Este cu ceai verde. În același timp oferă hidratare tenului. Vreau să vă spun că ăsta este cleanserul meu preferat. Folosesc cleansere de ani de zile și am folosit 100.000 de sortimente de la 100.000 de branduri. Vreau să vă spun că ăsta rămâne preferatul meu. Este singurul cleanser pe care l-am folosit și în urma căruia nu am simțit senzație de uscare pe nicăieri pe ten. Se mai întâmplă pe alături, de la anumite, o să vă vizilare și pastea, de la anumite cleansere, nu eu mai simt o senzație de uscare. Pe aici, pe aici, pe nas, pe frunte, se rezolvă cu o cremă. Nu-i problemă. Însă de la ăsta nu am avut o secundă acea senzație. Este absolut minunat și rămâne preferatul meu. Altul este acesta de la Tony Moly, tot un foam cleanser. Ăsta a fost cu blueberry. A fost pentru luminozitate și uniformizare a tenului. Și de asemenea, când l-am cumpărat, a zis că scrie acolo în descriere că face treabă cu pielea expusă la stres și la mediul înconjurător. Ok-iș! Este un gel de curățare ok-iș, face ce promite și cam atât. Un altul care la fel mi-a plăcut foarte mult și este foarte mișto, vi-l recomand în special în sezonul cald, este acesta de la Belief din gama Aqua Bomb. Eu am avut toată gama Aqua Bomb anul trecut în vară, în variantele mini, că și asta tot mini e. Băi, e mini, dar te ține o grămadă de timp. La fel și el curăță foarte bine, nu trebuie să puneți o cantitate foarte mare. Îndepărtează foarte gentil impuritățile și machiajul de pe față, însă eu recomand să vă demachiați deja în prealabil și apoi să veniți cu el, adică double cleansing. Este foarte bun și de asemenea să știți că este pentru toate tipurile de ten. Iar un altul este ăsta de la L'Oreal cu hialuron, care ei spun că rehidratează, purifică intensiv, la 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 la. Mai am eu un pic aici în el. N-am ce să vă spun despre el, este că nu mi-a plăcut. Nu face mai nimic, l-am folosit ca să-l folosesc, pentru că eu având un ten normal nu prea am probleme cu anumite produse, dar nu îl recomand pentru un ten sensibil sau pentru o tendință de sensibilitate sau dacă aveți acne sau nu știu, nu îl recomand, are un miros foarte, foarte puternic. Eu una nu am o problemă cu aromele, cu mirosurile în produsele cosmetice, însă ăsta are mirosul ăla de sintetic, are nu. Și de asemenea vreau să vă mai arăt și balsamul meu de curățare preferat, este cel de la Vanilla, Clinic Zero, sortimentul ăsta turcoaz așa, este pentru revitalizare, eu am folosit toate sortimentele de la ei, și ăla roz, și ăla mov, și ăsta turcoaz, mai unul galben, fiecare este făcut pentru ceva, revitalizare, hidratare, purificare și așa mai departe. Mie mi se pare că toate fac același lucru, atâta timp cât îndepărtează machiajul și e bun pentru double cleansing, pentru mine sunt țâță de mâță. Am 3 tonere pe care vreau să vi le arăt. Primul dintre ele este Ultra Facial de la Kiehl's. Ăsta este un toner pe care vi-l recomand cu mare căldură în sezonul rece. Restaurează pH-ul pielii. Dacă aveți un cleanser pe care îl folosiți și o să simțiți senzația de uscare, să știți că ăsta, în momentul când îl aplicați, restabilește toată treaba. Este foarte, foarte bun, este foarte intens pentru toate tipurile de ten, nu are miros și face ceea ce promite. Un altul mititel aici este cel de la Belief, tot la fel din gama Aqua Bomb. Eu vă recomand toată gama asta Aqua Bomb, toate produsele pe care o să vi le arăt m-au impresionat și mi-au plăcut foarte mult și mai ales că aveți și aceste variante mini, puteți să le luați de la Sephora. Și un alt toner care mi-a plăcut foarte mult și a făcut parte din rutina mea de îngrijire de anul trecut din vară și rămâne unul dintre tonerele mele preferate, este acesta de la Innisfree din
gama asta cu Jeju Cherry Blossom. Gama asta este absolut minunată. Vi le recomand dacă dați de ele, mai ales acum că vine sezonul cald. Sunt niște produse extraordinare și crema, am și crema aici, măcar să vorbim despre ele în paralel. Asta a fost crema, da? Au un miros foarte subtil, să aveți în vedere lucrul ăsta dacă nu suportați mirosul, dar foarte, foarte subtil, o tușă așa fină. Bun, crema o găsiți în două variante. Avem cea jelly și cea cremă normală. Pentru sezonul cald o recomand pe asta jelly. Este foarte hidratantă, intră foarte repede în piele, nu lasă peliculă grasă, poate fi folosită și ca o bază de machiaj. Crema de noapte de la Feel Good Beauty. Este o cremă foarte mișto, v-am mai vorbit despre ea. Ajută cu hidratarea tenului, ajută de asemenea cu stocarea apei în celulele din piele, nu lasă peliculă grasă când o aplicați, are o textură foarte groasă și la fel nu trebuie să aplicați foarte mult. Nu vă speriați dacă vă rămâne o peliculă ușor lipicioasă la început, pentru că ea se duce pe parcursul nopții. Tot de la Belief din gama Aqua Bomb am avut aici o sleeping mask, o mască de seară. Eu am folosit-o în schimb pe post de cremă de seară. Foarte bună, hidratează, dar la fel, gama asta vă recomand doar vara. Nu vă recomand în sezonul rece. Pentru vară fac treabă super. Aici avem crema de zi tot de la Belief din gama Aqua Bomb. La fel, face treabă foarte bună, intră foarte repede în piele, nu tu senzație lipicioasă. Și mai am aici o cremă cu colagen. De fapt, a fost o emulsie pentru luminozitate. Se găsește atât emulsia cât și crema, însă din ce m-am documentat eu, cam fac amândouă același lucru. Eu am folosit doar emulsia și mi-a plăcut extraordinar de mult. Dacă aveți piele uscată, cu tendință de uscare sau cu tendință de descoamare, să știți că produsul ăsta este absolut minunat. Eu l-am folosit și pe baby pentru că el are această problemă cu descoamarea pielii, se usucă foarte rău fața, mai ales când se spală, când face duș, când se spală pe față, orice gel de duș ar folosi. Singurul de la care n-a făcut a fost ăsta de la Innisfree. În fine, ideea e că face aceste scoame, aceste cojițe și nu prea am ce să-i fac. În momentul când îi dădeam cu ăsta pe față, bă, zici că îi puneai altă față, atât de bine a arătat tenului. Este un produs extraordinar, o folosit a la lung, oferă o luminozitate foarte naturală pielii, adică cumva pielea își recapătă luciul ăla natural. Am aici două creme pentru zona din jurul ochilor, cea de la Belief din gama Aqua Bomb și cea de la Ole Henriksen pentru luminozitate cu vitamina C, mi se pare că este gama asta. Bun, amândouă hidratează foarte bine zona din jurul ochilor, asta este foarte mișto vara pentru că are acea textură de jelly, intră foarte repede în piele și hidratează foarte bine. Da? În schimb, asta de la Ole Henriksen este făcută după pudra Banana Powder, de acolo s-au inspirat când au făcut această gamă. Crema asta este incredibilă, mi-a plăcut extraordinar de mult, deși are un preț mai piperat față de alte creme pentru ochi. Să știți că este ceea ce trebuie. Dacă o aplicați într-o cantitate puțin mai mare decât de obicei, luminează zona din jurul ochilor și ascunde cearcănele. Am aici și un spray de față de la Mario Bădescu. A fost cel cu aloe, ierburi și rose water. Mie îmi plac foarte mult spray-urile astea de față de la el. Bine, pe lângă faptul că ăsta mititelul așa e foarte drăgălaș, preferatul meu, în schimb, este cel cu castravete. Ce am folosit anul trecut în vară a fost acest serum de la Purito, Centella Green Level Buffet Serum. Foarte, foarte mișto. Este cel cu centela asiatică și mi-a plăcut extraordinar de mult, plus că
comparativ cu alte serumuri, să știți că are 60 de mililitri, are un preț foarte accesibil. La fel și el are o textură care se absorbe foarte repede, nu lasă peliculă grasă, oferă hidratare. Un altul pe care l-am folosit și pe post de bază de machiaj este acesta de la Revolution. L-ați mai văzut la mine pentru că vi l-am mai arătat. Și este cel cu extract de fructe. Este un primer de asemenea, bine, serum primer și antioxidant. Are un miros foarte drăguț, dar mi se pare că conține un pic de alcool în compoziție și dacă aveți, nu știu, ceva la nivelul pielii, este posibil să vă usture puțin când îl aplicați. În iarnă, în schimb, acum, am folosit unul care nu mă așteptam să fie atât de bun. L-am luat pentru că am fost curioasă, am văzut brandul fiind nou pe Makeup Shop și am zis, hai bă, să-l încerc. Este ăsta. Brandul, nu știu dacă o să-l pronunț bine, e nu știu, dar ăsta e produsul, au fost mai multe, nu știu dacă mai sunt acum, au fost mai multe serumuri cu diverse concentrații și eu l-am avut pe cel Intense Hydration Serum și a fost pentru un boost de hidratare, de fapt chiar așa se numește, Hydro Boost. A avut o compoziție foarte groasă, așa foarte viscoasă. De asemenea, la fel, nu trebuia să puneți o cantitate foarte mare. O pompiță de asta așa ajungea pentru față, gât și decolteu, pentru că fiind foarte viscos, na, nu trebuie să pui foarte mult. La contactul cu pielea se încălzea și acea viscozitate devenea mai apoasă, hidratează extraordinar de bine. Eu n-am avut probleme cu hidratarea pe parcursul iernii. Iar un altul care, bă, e foarte bun, dar scump, este acest ulei, de fapt. Da, este de la Sunday Riley. Este cu retinol, foarte mișto. Deci face o treabă extraordinară. Eu am început să bag retinolul în rutina mea, pe ăsta l-am folosit în iarnă, iar acum folosesc o cremă de la Kiehl's cu retinol. O mai folosesc, cred că luna asta și atât. Și vreau să vă spun că, da, e mișto. Se vede diferența cu ochiul liber în momentul când bagi retinolul în skincare. Trebuie să aveți grijă cum îl folosiți, ce cantitate și ce produse folosiți de altfel. Însă ăsta, băi, de la Sunday Riley, chiar e foarte, foarte mișto. Deși este foarte scump, chiar e, nu știu, next generation retinol, ceva de genul. Chiar face o treabă foarte, foarte bună! Și finally am terminat. Acestea au fost toate produsele pe care le-am terminat în ultimele luni. Nu știu sincer câte luni, că nu m-am uitat de când nu am mai făcut un Entis, dar la câte produse au fost e ceva timp. Sper să nu iasă foarte lung acest clip. Eu o să încerc să-l editez de așa natură încât să treacă totul foarte repede. Cred că am vorbit foarte repede la anumite produse, dar tocmai pentru că nu am vrut să dureze foarte mult și să vă uitați la el. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like și de asemenea să vă abonați la canalul meu pentru a rămâne la curent cu ceea ce postez și de asemenea mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok. Acolo postez mult mai des pe Instagram și pe TikTok. Dacă vreți să rămânem în contact, puteți acolo să-mi scrieți, să-mi trimiteți mesaje, ce vreți voi zilnic. Postez mai des decât aici pe YouTube, e de înțeles. Cam atât pentru astăzi. Vă pup și ne revedem data viitoare. Pa, pa!